La 14 februarie 1935, în satul Pererâta, județul Hotin, se naște Grigore Vieru. La doar 6 luni, viitorul poet rămâne orfan de tată, iar cel vitreg moare pe front, în cel de-al doilea război mondial. În 1942-1949 urmează cursurile școlii primare și gimnaziale de 7 clase în satul natal. 1953 este anul în care absolvește școala medie numărul 2 din orășelul Lipcani și se înscrie la Institutul Pedagogic Ion Creangă din Chișinău. În 1957, student încă, debutează editorial cu volumul de versuri pentru copii, Alarma. Citește pe ascuns, prin crăpătura băncii, pe Eminescu, pe Blaga, Bacovia și Arghezi. În 1958 absolvește Institutul Pedagogic Ion Creangă în cadrul Facultății de Filologie și Istorie. Îi apare a doua carte de versuri pentru copii, Muzicuțe. În 1960 este redactor la revista Nistru, actualmente Basarabia. În 1961 devine redactor la editura Cartea Moldovenească, unde îi vor apărea 3 plachete de versuri pentru copii, Făt frumos, Curcubeul și Bună ziua fulgelor. În 1963, la aceeași editură, văd lumina tiparului alte 2 cărți pentru copii, Mulțumim pentru pace și Făguraș. În 1966, la editura Lumina din Chișinău, apare culegerea pentru copii, Poezii de seama voastră. În 1968 apare cartea Numele tău. În câteva luni, cartea devine obiect de studiu la cursurile universitare de literatură națională contemporană. În 1970, după 3 ani de așteptare, apare cartea pentru copii Abecedar, în colaborare cu prietenul său, Spiridon Vanghele. În 1974 apare o altă carte eveniment, volumul Aproape, o carte despre care critica literară va vorbi extrem de favorabil și de unde mulți traducători vor alege poeme. În 1979 apar volumele Mama și cartea preșcolarului Albinuța. De atunci și până azi, Albinuța se editează aproape anual, devenind carte de căpătâi a preșcolarilor. În 1980 are loc întâlnirea cu Ion și Doina Aldea Teodorovici. Iartă-mă este primul cântec închinat mamei și care a dat alt curs activității soților Teodorovici. În 1982 este lansat la București și Chișinău filmul muzical pentru copii Maria Mirabela, al cunoscutului regizor Ion Popescu Gopo. Autorul muzicii este Eugen Doga, iar autorul textelor Grigore Vieru. În 1988, în săptămânalul Literatura și Arta, apare primul text poetic postbelic tipărit în Basarabia cu litere latine, semnat de Grigore Vieru. I se acordă cea mai prestigioasă distincție internațională în domeniul literaturii pentru copii, Diploma de Onoare Andersen. În 1990 iese de sub tipar culegerea Frumoasă-i limba noastră, cuprinzând versuri pentru preșcolari. În 1992, la casa de discuri Electrecord, apare un disc de mare succes, Răsai, cu cântece pe versuri de Grigore Vieru, interpretate de Ion și Doina Aldea Teodorovici. I se conferă titlul onorific Scriitor al Poporului din Republica Moldova. În 1996 este decorat cu Ordinul Republicii la Chișinău. În 1997, într-o ținută grafică deosebită, iese de sub tipar volumul antologic Acum și în veac. În 2004, Grigore Vieru scoate antologia Cât de frumoasă ești, dedicată mamei, limbii române și iubirii. În 2006, Academia de Științe a Republicii Moldova îi conferă titlul de doctor honoris causa. Tot în acest an, poetul primește medalia de aur a Organizației Mondiale de la Geneva pentru proprietatea intelectuală.
La 18 ianuarie 2009, cel mai iubit poet a copiilor, Grigore Vieru, trece în neființă. Dar opera sa rămâne nemuritoare și ne aduce aminte de o datorie sfântă: să ne iubim țara, să ne iubim neamul, să ne iubim aproapele și să cinstim numele mamei.